Liniștea nopții din comuna Ghereiești, județul Neamț, a fost runcinată de producerea unui accident la orele 23 și 37 de minute între un tir și un autoturism. O femeie în vârstă de 41 de ani a fost scoasă de echipa de descarcerare de pe scaunul din dreapta al autoturismului și transportată la Centrul de Primiri Urgențe Roman pentru a primi îngrijiri medicale, iar conducătoarea automobilului cu vârsta de 18 ani, preluată de echipajul Șaj. Prin apel la 112, în jurul orei 23 și 37, pompierii romașcani au fost solicitați să intervină la un accident rutier produs în comuna Ghereiești. La locul evenimentului s-au deplasat trei echipaje de pompieri cu auto specială de stingere, cu auto specială pentru descarcerare și o ambulanță SMURT. La acest accident a participat și un echipaj de la SAJ. În urma accidentului rutier produs între un tir și un autoturism au rezultat două victime conștiente, din care una încarcerată. Pompierii, cu ajutorul echipamentelor pentru descarcerare, au scos din autoturism o femeie de aproximativ 41 de ani, aflată pe scaunul din dreapta a conducătorului auto. Aceasta a fost preluată de echipajul de paramedici și transportată la CPU Roman. Conducătoarea autoturismului, în vârstă de 18 ani, a fost preluată de echipajul SAR și transportată la spital. Militarii au asigurat de asemenea și măsurile de prevenire și stingere a incendiilor și au sablat căile rutiere de elementele rezultate în urma accidentului rutier.